Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Bine v-am regăsit la ZF deschiderea de astăzi. L-am alături de mine pe Lucian Isac, director general al Societății de Intermediere Bursieră Est Invest. Lucian, bună dimineața! Îți mulțumesc că ești din nou alături de noi. Bună dimineața, Tibi! Mulțumesc pentru invitație! Voi începe discuția cu rezumatul ședinței de ieri, când indicele principal BET al Bursei de la București s-a apreciat cu 0,57%, iar lichiditatea totală s-a ridicat la 657 de milioane de lei, din care 600 de milioane de lei a reprezentat o emisiune de obligațiuni a BCR, practic a doua cea mai mare instituție de credit din România, ar urma să înceapă tranzacționarea celei de-a patra emisiuni de bonduri dintr-o serie pe care vrea să o facă în jur de 14 decembrie, potrivit surselor ZF. Iar topul lichidității s-a aflat marți One United Properties cu tranzacții de 7,8 milioane de lei, o apreciere de 5,93%, Romgaz cu 5,6 milioane de lei tranzacții, un avans de 1,1% și Banca Transilvania 4,5 milioane de lei, o scădere de 0,6% a acțiunilor. Lucian, cum ai văzut ședința de ieri? O ședință liniștită, ca putea spune, ușor pe creștere, o ședință cu volume setate de ceva vreme la nivelul ăsta, în afară de excepțiile, cum le-ai pomenit și tu, gen emisiunea de obligațiuni și ieri chiar a mai fost o tranzacție specială cu titlurile alimentare a Slatina pe care am văzut că voi în ZF ați prins-o pe final de ședință ca știre. În rest, așa cum spuneam, o piață liniștită, din fericire, ușor pe verde. Pare că piața, nu numai la noi, și în afară s-a mai liniștit un pic ce privește amenințarea noii tulpini, ca să zicem așa, a virusului, și se pare că piețele se duc ușor-ușor din nou și reiau trendul ascendent pe final de an. Urmează să atingem și subiectul Omicron. Mai întâi aș vrea să continuăm cu topul creșterilor și topul scăderilor. Avem avans de 12,5% pentru RomCab pe tranzacții de 64.730 de lei, avans de 11,17% pentru CEMACON, tranzacții de 174.300 de lei și creștere de 5,93% pentru One United, așa cum spuneam și mai devreme, iar la polul opus, scădere de 14,1% pentru Electro Argeș, tranzacții de 88.800 de lei, minus 1,9% pentru Digi, rulaj de 1,4 milioane de lei și minus 1,8% pentru RomCarbon. Lucian, cum vezi aceste dinamici? Aș spune în linia normală a pieței, nu au fost volume, așa cum ai menționat și tu, nu au fost volume foarte mari, cel puțin pe creșterile astea pe care le-ai pomenit top 3. La o singură remarcă, din câte, dacă îmi amintesc bine, a apărut un comunicat la Electro Argeș, se pare că ar fi ceva probleme cu clientul lor tradițional și pentru care prestau servicii firma și cred că motivul scăderii cam ăsta ar fi. Ai menționat mai devreme alimentare Slatina și acum Electro Argeș, așa ca unele dintre cele mai importante știri ale zilei de ieri. Și uitându-mă în continuare la partea asta, aș vrea să comentez cu tine despre OMV Petrom și strategia 2030 pe care a înaintat-o, care prevede, printre altele, o creștere anuală medie de 5-10% a dividendului, investiții de 10 miliarde de euro, operațiuni cu emisii zero de carbon și demararea producției de gaze din Marea Neagră în 2026 sau 2027. Ce părere ai de planurile Petrom? Ai avut timp să le analizezi?
Bineînțeles că asta a fost principala ieri la deschiderea ședinței, asta a fost principala temă pe care am discutat-o și cu colegii mei. Este, ce pot să spun, este o lecție de guvernanță ceea ce dă Petromul, OMV Petrom prin comunicarea aceasta, lecție pe care ar putea, sau mă rog, ar face bine mulți dintre emitenții listați de pe piață să urmeze. Este, analizând strategia, deci pe următorii 9 ani, cu etape, cu direcții de urmat, ai pomenit de dividend, pe lângă angajamentul de creștere a dividendului fiecare an cu un procent între 5 și 10%, se face referire și la distribuția de dividende speciale în măsura în care da. Mediul de piață va fi favorabil. Iată un, așa cum spuneam, o lecție de guvernanță, cu atât mai mult cu cât acționarul majoritar al OMV Petrom, OMV-ul, nu este destul de conservator în ceea ce privește activitatea pe piață, adică nu cumpără acțiuni, nu există programe de răscumpărare. Deci, mie mi-arată un semn de respect pentru investitorii prezenți în piața noastră și, încă o dată, sper ca exemplu OMV Petrom să-l urmeze și alți. Sunt emitenți care își fac publică politica de dividend, care fac, sunt foarte transparenți, dar cred că mai sunt mulți care ar putea să urmeze exemplu Petrom. Acum, uitând cu referire la strategie, nu pot decât să mă bucure faptul că se face vorbire despre partea de gaze și cu precădere despre gazele din Marea Neagră, ceea ce m-ar duce cu gândul că într-un orizont de timp, până dacă nu mă înșel, undeva 2025-2026 ar trebui să înceapă extracția de acolo, ceea ce, bineînțeles, având în vedere că vor exploata în comun OMV cu Romgaz. Este o veste bună și pentru Romgaz. Acum sper că este o simplă formalitate, AGA din 9, dacă nu mă înșel, mâine, 9 decembrie, adunarea generală a Romgaz, prin care ar urma să aprobe tranzacția cu ExxonMobil, astfel încât se intră în linie dreaptă și iată, OMV-ul a venit și ne-a pus pe masă și un calendar, ca să zic așa, al operațiunilor. Deci este un grad mare de profesionalism, ceea ce am văzut eu la comunicatul OMV și gândind așa și pecuniar, ca să zic așa, dividendul, creșterea asta de 5-10% anual până în 2030 este de natură să ne ducă cu un randament așa în limita, să zicem așa, un randament la dividend în limita superioară a randamentelor între companiile din domeniul energetic, adică după estimările mele undeva 7-8%, cred, acum depinde foarte mult și de prețul acțiunii, dar cam aici mă gândesc 7-8% ar fi anual randamentul la dividende în cazul OMV.
Apropo de Romgaz, în pagina de burse de astăzi a Ziarului Financiar avem o analiză dintr-o serie referitoare la performanțele pe care le-ar putea avea cele mai mari companii din energie în 2021, practic anul scumpirilor record în piața de energie. Iar de această dată, colegii mei au analizat Romgaz, perla statului român la bursă, care este așteptată să încheie anul cu afaceri de 6,5 miliarde de lei, practic cele mai mari din istoria Romgaz, și un profit net de 1,5-1,7 miliarde de lei. Asta în contextul în care la 9 luni Romgaz a avut venituri de 3,7 miliarde de lei, un plus de 24% față de 9 luni din 2020, și un profit net de 1,16 miliarde de lei plus 23%. Ce spui, Lucian? Sunt realizabile aceste estimări? În primul rând, vă felicit pentru analiza făcută, foarte interesantă. Sunt realizabile, mai ales având în vedere contextul actual în ceea ce privește prețul pe bursă al gazelor naturale. Nu cred că este deplasat sau optimist analiza pe care ați făcut-o, cred în ea. Eu cred că pe final, sau mă rog, aferent anului care îl încheiem, Romgazul va veni undeva cu un dividend în jur de, să zicem, 2 lei pe acțiune. Acum depinde foarte mult de ce decizii se vor lua și de către, să zicem așa, domeniul politic. Pentru că știm cu toții, Romgazul va trebui să plătească reluarea societății de la ExxonMobil. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu știm cum își vor structura, pe lângă creditul pe care o să-l ia, cum își vor structura respectiva plată, și atunci sunt anumiți factori în ceea ce privește de incertitudine, ca să zic așa, în ceea ce privește o estimare a dividendului. Dar din punct de vedere al cifrelor, cifra de afaceri, profit, eu cred că estimările sunt cam acolo. Acum, pe de altă parte, dacă anul ăsta a fost unul de excepție, nici nu știu cum să de excepție în ceea ce privește prețul la gaze naturale și la energie electrică. Nu cred că anul viitor, sau cel puțin exceptând prima parte a anului, cred că în a doua parte a anului viitor lucrurile se vor liniști pe piața, atât prețurile la gaze, cât și prețurile la energie. Contextul este determinant acum, este cel pe care, mă rog, Federația Rusă îl impune. Sunt problemele la granița cu Ucraina. Vreau să cred că la anul nu o să mai avem situații de genul ăsta și oarecum situația va reveni la normal. Astfel încât, dacă discutăm de cifre bune ca și venituri pentru Romgaz la pe final de an, sper că pentru restul economiei la anul viitor să nu fie la fel cifrele din punct de vedere al prețurilor. La unele companii de la BVB se așteaptă profituri record, menționam mai devreme și de Romgaz. Cum crezi că vor fi repartițiile de dividende din profiturile anului 2021? Nu mă aștept la surprize, ca să zic așa. Eu cred că în linie cu cele de anul acesta, aferente rezultatelor de anul trecut, chiar la un 2 lei, că pomeneam cam așa teoretic, aici ar putea să fie, dacă ar fi o rată de distribuție, să zicem, jumătatea din profitul net la Romgaz, tot ar fi undeva cam 5% randament, pentru că evoluția prețului acțiunilor a fost
în creștere față de anul trecut. Deci undeva tot cam în jurul ăsta. Ce am sesizat și cred că asta este o dovadă de maturitate a pieței, dacă în anii din urmă, sau mă rog, acum 3-4 ani, toată lumea căuta dividende sau acțiuni cu dividende, cu randamente de două cifre, acum investitorii se mulțumesc și cu dividende cu randamente 5%, 5-6%. Drept este că inflația complică puțin ecuația asta, că un randament la dividend de 5%, putem spune că banii sunt protejați de inflație, adică nu sunt erodați de inflație, pentru că ai totuși produs ceva față de un depozit bancar. Dar oarecum contextul este altul față de anii precedenți. Dar revenind la întrebarea ta, cam randamentele le văd tot cam așa ca și cele de anii, din anul care tocmai se încheie. Tot în ceea ce privește ziua de ieri, am avut un anunț din partea Transportatorului Național de Energie Electrică Transelectrica pe finalul ședinței, care spune că de la 1 ianuarie 2022 se va aplica un alt tarif mediu pentru serviciul de transport, 23,96 de lei megawatt oră, față de 20,55 anterior, respectiv un tarif de 9,32 de lei pe megawatt-oră pentru serviciu de sistem, față de 10,82 anterior. E de bine, e de rău cu noile tarife? Care ți-e opinia? E de normal, ca să zic așa, dacă nu cumva ar fi trebuit chiar mai să fie tarifele ceva mai mari, pentru că dintre toate, dacă toate societățile din domeniul energetic au de câștigat ca urmare a creșterii prețului, Transportatorul Național Transelectrica a cam strâns din dinți, pentru că știm cu toții, sau mă rog, ar trebui să știm, transportul curentului înseamnă și un consum din partea, ca urmare a rezistenței firelor pe care se face respectivul transport. Și Transelectrica este nevoită să introducă în sistem, să mențină tensiunea de la intrare cu cea de la ieșire, și astfel este printre principali sau printre la fel de beneficiari, la fel de nu beneficiază la fel de mult ca și să spunem un producător cum ar fi nuclear electrica sau hidroelectrica. Nu beneficiază de creșterea prețului la energie. Deci eu cred că ANRE-ul ar fi trebuit, asta e o părere proprie, nu sunt specialist în domeniu, dar ar fi trebuit să facă mai de mult creșterea tarifului ăsta, având în vedere că piața a trecut prin niște turbulențe, ca să zic așa, nemai întâlnite până acum, legat de felul în care s-a manifestat prețul atât la gaz cât și la curent, la energie electrică. Pe de altă parte, este o creștere medie de 16%. Acum nu știu, pentru că sunt niște calcule destul de complexe pe care le fac atât cei de la ANRE cât și cei de la Transelectrica în momentul când solicită către ANRE aprobarea noilor tarife, dar cred că erau necesare și eu m-aș fi așteptat să fie ceva mai mari. Nu știu în condițiile, văd că a fost publicat într-un monitor oficial în 6 decembrie, la fel cum avem la Transelectrica, din nou ANRE-ul și pentru Transgaz este cel care stabilește tarifele pe care Transgazul le aplică. Din nou, aici nu știu dacă se va interveni și când va fi, se va, când se va întâmpla acest lucru.
Lucian, cum vezi situația noii tulpini Omicron de care menționai mai devreme și ce impact crezi că va avea în continuare asupra piețelor, mai ales că aceste știri legate de noua tulpină vin pe final de an, când tradițional știm că bursele înregistrează creșteri. Vedem că în noiembrie bursa de la București a scăzut cu 3,5%. Așadar, cum vezi situația și ce așteptări ai pentru finalul anului? Pare că că știrea sau șocul a fost deja rezolvit, ca să zic așa, de către piață, a fost asimilat. Piețele, după o perioadă destul de mă rog, destul de lungă, de o perioadă de incertitudini, au început să-și reia creșterea. Acum știi că ne place tuturor să găsim vinovați, găsim tulpina X, Y sau așa. S-ar putea corecția care a fost pe piețe, s-ar putea Omicron a fost factorul declanșator, ca să zic așa. Piețele Da. oricum s-au aflat, ne aflăm într-o zonă de mult, tot discutăm, știi că am mai discutat și eu și colegi de-ai mei din piață. Suntem la un nivel destul de ridicat în ceea ce privește indicii. Deci, eu cred că o corecție este binevenită. Nu cred că pe final de an va veni corecția asta, pentru că, așa cum spuneam, pare că șocul a fost asimilat. Nici n-aș vedea un final de an încheiat en fanfare, să zic așa, dar tendința va fi ușor crescătoare. În ceea ce privește noua tulpină, din ce am văzut, nefiind specialist și din informațiile pe care se vehiculează prin presă, deocamdată cel puțin pare a fi mai contagioasă, dar nu așa de letală, din fericire. Să sperăm că se confirmă ipoteza asta și vom trece cu bine și peste valul, nu știu, 5, care ar putea fi adus de noua tulpină. Să vedem cum De altfel, va în fi. decembrie pare să fi început cu dreptul, deja având un plus de 3,1% pentru indicele BET, iar în medie, luna decembrie a adus în general o evoluție cuprinsă între 2% și 3% pe BET. Lucian, cum să se poziționeze investitorii pentru final de 2021 și început de 2022? Spre ce ar trebui să-și îndrepte atenția dacă vorbim de active în care să investească? Eu recomand ca o parte din portofoliu să fie nu foarte mare, dar o parte totuși să fie și către instrumente cu venit fix, gen chiar acum încă mai avem o emisiune de titlu de stat care se încheie pe 10 decembrie. Pe de altă parte, sunt în continuare fanul acțiunilor și, în general, societăți din domeniul energetic. Ar fi interesant și nu știu dacă, mă rog, câți dintre investitorii au văzut știrea cu antibiotice care, pe lângă că face parte dintr-un domeniu defensiv, a raportat și niște contracte pe piața din Regatul Unit. Deci, recomandarea mea asta ar fi ceva instrumente venit fix titlul de stat, domeniul energetic. S-ar putea ca și băncile, și BRD-ul și TLV-ul să vină cu surprize anul viitor. Am văzut și alte instituții, nu neapărat de la noi din țară, care au venit cu dividende din anii precedenți, din rezultatele reportate din anii precedenți, și
n-ar fi exclus ca la anul să avem o surpriză plăcută și din direcția asta. Deci aș recomanda și expunere și pe domeniul bancar și undeva cam 20% să fie disponibil pentru alte investiții, eventual ce listări care ar putea să apară, că am văzut că anul acesta, din fericire, a fost un an în care au fost destul de mare dinamica atât pe piața pe aero, mai ales, dar și pe piața reglementată. Și recomand și o sumă pe care investitorii să o aibă disponibilă pentru astfel de plasamente, dacă vor considera că merită investit în ele. Și aici, și cu asta am să mă opresc pe subiectul ăsta, recomandarea mea ar fi către investitori să citească cu foarte mare atenție tot ce apare, să citească prospectele de ofertă, să citească memorandumurile, pentru că împreună cu brokerii prin care lucrează vor putea găsi și identifica oportunități, avantaje, puncte tari, puncte slabe ale emitenților care se listează și care apelează la resursele investitorilor. Bine, Lucian, îți mulțumesc mult pentru discuție. O zi cu spor. Mulțumesc tare mult. O zi verde tuturor. Sănătate! Domnilor, încheiem aici ZF deschiderea de astăzi. Alături de mine a fost Lucian Isac, CEO al Est Invest. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reîntâlnim mâine dimineață la aceeași oră. O zi profitabilă! Știu ce spun. S-a făcut voia lui Iohannis. Știu că e premier. Unde e domnul Cățu? L-ați văzut? A dispărut micul. Ce e președintele senatului sau premier? Cred că e în depresie. Știu ce te interesează. Imediat ce ieșim din valul 4, intrăm în valul 5. Omicron, noua tulpină COVID, este văzută ca inamicul planetar numărul 1. Get the vaccine. Patriarhul Daniel s-a vaccinat. Știu cum să te fac curios. Motorină de 2 milioane de dolari a fost furată de la baza NATO de la Cogălnicianu. Expresia se fură ca în codru să se transforme în se fură ca în armată. Știu cum să te emoționezi. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la calitatea vieții și la bunăstare. Un părinte din 6 nu-și permite cadou nici de 10 lei. Știu să conving. Vă doresc să aveți bărbați care să vă ia la palmă. Mesajul lui este absolut inacceptabil. Știu să câștig. Ce vrei aici, mă, Iona? Pentru că... Un debate care să nu fie fake. S-a făcut voia ta. Știu, deci știi.